Aplauzele voastre, oaspetele nostru din România, Paul Cătălin, categoria 67 kg. Să-l întâmpinăm și gazda, Moldova, Rusu Victor, categoria 67 kg. Cine are dreptate e cel mai tare. Lumea la care cade jos, dar ce rămâne în picioare. Când doare, nu e scris pe față. Viața bate și ea tare și e râia viață. Dacă ești pregătit, atunci dai bătaie. Ne place sportul K1 și Muay Thai. Aici lucruri muci, aici se varsă sânge. Și chiar atunci când doare, luptătorul nu plânge. Întâlnim în aplauzele voastre și runda întâi. Cu acele pancarte cele mai frumoase fete, aș vrea să-i aud și pe bărbați atunci când vin fetele aici în ring. Unde sunt bărbații? Runda întâi! Prima rundă și vreau să vă reamintesc. În ring, arbitru în ring, Grosso Andrei, arbitru categorie internațională K1. Prima rundă. Haideți să susținem cu aplauzele voastre un moment tensionant. Au nevoie de aplauzele voastre, au nevoie de energia voastră, băieții din ring. Susțineți-i! Susțineți-i cu aplauzele voastre! Haideți să-l susținem! Bravo, mă! Bravo, Cătălin, așa! Bravo, mă, așa! Bravo, se anunță knockout tehnic, colțul roșu. Vi se servere medalii. Vă reamintesc, vicepreședintele Federației K1 Amatorii în Moldova, Octavian Orfianos, în mâine medalii.